Salutări, dragilor! Revin azi cu un vlog despre echipamentul pe care îl folosesc în plimbările mele. Motivul pentru care fac chestia asta este pentru că s-au arătat oameni interesați de genul ăsta de plimbări. Iar eu nu sunt interesat de mărirea găștii întotdeauna, pentru că dacă ai mai mulți oameni în jurul tău disponibil pentru plecare, este mult mai bine din alte puncte de vedere. Mai mulți oameni doritori de plecare, pentru că nu în permanență sunt toți disponibili să plece. Fiecare, serviciu, copii, neveste, ce are fiecare prin viața lui. Și deci dorința există, dar efectiv nu pot pleca în anumite momente și de ce bine este să fii mai mulți care să împărtășești aceea cu care să fii mai mulți cu care să împărtășești aceeași pasiune. Strict din motivul ăsta, întotdeauna când îți găsești timp să pleci, ăsta e motivul numărul 1 de fapt, când îți găsești timp să pleci, întotdeauna vei găsi cu cine să pleci, găsești 1, 2, 3 în jur care hai să mergem nu știu unde. Un al doilea motiv este că noi cum stăm aici în vestul Europei, suntem cam departe de, suntem departe de obiectivele astea ciclistice, ca să mă exprim, dacă m-am exprimat foarte bine, adică suntem departe de zonele bogate în infrastructură pentru biciclete. Hai că am găsit acum exprimarea cea mai corectă. Și trebuie mers undeva 1000 și ceva de kilometri până ajungi, până te apropii de o Austria, până te apropii de o Slovenia, de o Croația, de Italia și cât mai spre vest. Adică și acum dacă ești mulți, adică să te strângi, noi am plecat până acum, reușim să plecăm 4. Dar dacă gașca s-ar mări pe la 8-9 persoane, 10 persoane, poți să ajungi să închiriezi niște mașini care o dubiță ceva care să te ducă până unde vrei să te ducă. De ce? Noi mergem de obicei cu trenul. Este relaxant cu trenul în sensul că nu ajungi obosit acolo. Pe tren poți să mai dormi, poți să tai frunză la câini, poți să împingi boboci în gârlă, adică pe tren ai o grămadă de activități dintre astea care te duc odihnit la destinație. Cu mașina este puțin mai greu, timpul este mai comprimat. Cu trenul, spre exemplu, până în Slovenia faci 2 zile sau până în Austria. Până în Austria faci, tot 2 zile, pentru că mă refer atenție la trenurile care au în dotare, în garnituri sunt prevăzute vagoane cu spații pentru biciclete, că altfel se cam complică lucrurile. Am încercat și fără spații de bicicletă și n-a fost chiar așa mișto. În fine, e altă discuție asta. Și cu trenul, spre exemplu, până în Slovenia, unde am mers în ultimul timp, trebuie cam 2 zile să ajungi acolo. Trebuie să te cazezi peste noapte în Budapesta, pleci dimineața de aici, ajungi seara în Budapesta, cazare, a doua zi pleci din nou la 9 dimineața cu trenul, ajungi la Ljubljana pe la 5 după amiaza, din nou schimb tren acolo, ajungi la 9 seara, spre exemplu, în Koper. Deci mă gândesc, nu am încercat până acum, dar am în plan să încerc în momentul în care să strâng, 8-10 inși, să ne urcăm într-o dubă, să închiriem o dubă cu remorcă, vedem prețuri, vedem comparații între să comparăm între costurile pe care le avem pe tren și le avem pe mașină și așa mai departe și cât de odihnit să ajungem acolo și mai multe detalii. Așadar, ca să revin la subiectul vlogului de azi, ideea este că am întâlnit, cum spuneam, oameni curioși. Băi, aș vrea să merg și eu. Și chiar am acum Tenetiti împreună cu el, vrea să plece cu soția, să meargă în ture de bicicletă și chiar m-a vizitat acasă să-i arăt echipamentul și zic, hai să fac clipul ăsta, să dau niște explicații vis-a-vis de ce folosesc eu, pentru că sunt deja la al doilea sezon de când folosesc echipamentul ăsta.
Să las și link-uri în descriere ca să vadă fiecare de pe unde își cumpără, prețuri și așa mai departe. Păi, hai să începem cu prezentarea echipamentului până la urma urmei și pe drum mai discutăm un alt. Bun. Hai să începem cu ce ține de bicicletă, ce ține de e-bike, da? Eu vorbesc, când spun bicicletă, mă refer la e-bike, pentru că doar cu e-bike merg pe drum. De fapt, nici nu am o bicicletă non-electrică acasă. Hai să începem cu alimentarea bicicletei. Care alimentare se face? Eu am cablurile astea la mine. Nu sunt niște, sunt niște cabluri în secțiune de 1 sau 1,5, nu mai știu sigur. Deci asta e cablu audio, spre exemplu. Sunt niște cabluri nu foarte groase. Ele rezistă la undeva la 1,5 kW în curent alternativ probate de mine. Ăsta are 20 de metri, ăsta are 25 de metri. Ideea este că cablurile astea sunt necesare în mod special în campinguri, unde ai alimentarea la nu știu câți metri de unde spui tu cortul. Asta este una. Și a doua, obișnuit să stăm în benzinării, dacă nu găsesc stație de încărcare. De fapt, la începuturi, acum 4 ani de zile, când am început eu să fac prelungi prin 2020, 4 ani de zile, aproape 5, 2019, în fine, nu mai contează, nu aveam idee de stații de încărcare și așa, și mergeam la pecouri, la benzinării și alimentam acolo. Ideea e că nu poți să stai în ușa benzinăriei cu bicicleta acolo, nu, îți bagi un cablu într-o priză, pentru că ei au de obicei o priză pe lângă clădirea benzinăriei, au prize exterioare, ți-ai băgat într-o priză și te duci undeva într-o parcare, undeva unde mai departe, da? Pentru că, în primul rând, atrage atenția, toată lumea e curioasă ce faci tu acolo, de parcă ai alimenta o ZN-ul. În fine, cablurile nu trebuie să fie foarte groase, pentru că nu ai putere foarte mare pe care o tragi din prize și trebuie să fie mic, se vede, se face micuț, se strânge și mic și ușor. Deci nu cablu gros, pentru că vii cu dita mai rola după tine, care este și voluminoasă, este și grea și nu este ok. Un alt aspect. Ăsta e un adaptor de 32 de ampere aici. Așa îl mufă, 32 de ampere, așa o să o găsiți în comerț sau pe YouTube, pe Google, dacă dați un search, căutați mufă 32 de ampere. Mufele astea se folosesc în toate campingurile de prin afară pe unde m-am plimbat eu. Nu au mufă standard, nu au ștecher standard, da? Iar ei folosesc asta întotdeauna, te-ai cuplat frumos, asta ți-ai băgat la tablou în camping și mai departe, către cortul tău. Mufa asta, spre exemplu, ideea este că în deplasările mele am observat că, curent poți să cam găsești peste tot, dar este foarte important cu ce te conectezi la curentul ăla. Pentru că am găsit curent, spre exemplu, am mers în port la un moment dat, eram în Croația, în Pola, hai să zic așa, ca să nu sune nașpa, și puteam să iau curent de la o barcă, dar mi-a cerut și nu aveam la momentul ăla. Am ajuns pe la capitania portului atunci, în fine, ne-a dat curent, am tras cabluri pe geam, bla bla bla, dar era mult mai simplu dacă aveam drăcia asta cu mine și mi-am făcut singur adaptorul ăsta, puteți să-l găsești și fost în comerț. Mi-am făcut singur adaptorul ăsta cu mufa asta cumpărată din Decathlon, tot din Decathlon, cablu și mi-am făcut singur adaptorul, funcțional, merge, este ok. Ăsta este un adaptor Type 2. Este un Type 2 la Schuco. Da, ăsta este Schuco, care este priza cu împământare. Și aici am mai scos eu încă două faze separat, pentru că el este în trei faze. Am mai scos fazele astea două pentru că în momentul în care plecăm, spre exemplu, am fost în Bulgaria în primăvară
și am fost patru bicicliști și noi ăștia patru bicicliști avem câte 200.000 de baterii, se vede pe acolo pe fund altceva, da? Deci nu e vorba doar de bicicleta în sine, e vorba de câte baterii la tine, câte încărcătoare bagi. Și imediat ajung și la încărcătoare. Și de asta am făcut chestia asta, am făcut-o special, intru, am aplicația pe telefon, plug-in se numește parcă, intru, îmi fac cont, ajung, pierd un pic de timp până faci conturi pe acolo, până îți înregistrezi cardul, până bla bla bla, dar într-un final ai curent electric să-ți încarci bicicleta. Hai să mergem mai departe acum, mergem mai departe către încărcătoare și către baterii. Sau, hai să ne exprimăm corect, acumulatori, că e o diferență între acumulator și baterie, dar termenul uzual e de baterie și îmi scapă și mie de mult. Încărcătoarele. Din ce se vede aici, eu am încărcătoare de 6 amperi oră pentru drum. Acasă folosesc încărcătoare mai mici de 2 amperi oră pentru că astea nu sunt tocmai foarte sănătoase pentru acumulatorii bicicletei, dar oferă timp de încărcare redus și asta este motivul pentru care folosesc încărcătoarele astea mele de 6 amperi. Eu folosesc 5, am în total 4 acumulatori auxiliari de 500 de W oră fiecare, plus 2 care sunt pe bicicletă. Bicicleta este un sistem dual battery. Așadar am 3 kW oră capacitate totală de stocare la mine. Pentru că, na, obișnuiesc să tras remorcă, eu sunt o persoană cam greuță, așa că am trecut de 100, chiar de trecut de 110 uneori și consum curent, plus că noi mergem, de obicei, mergem pe modul de asistență cel mai mare, turbo, în cazul Bosch, because vrem să acoperim distanțe cât se poate de lungi și ăștia 3 kWh îmi conferă mie în funcție de vreme, de elevație, de direcția de vântului și temperatura exterioară și la, hai să zicem undeva între 140 și 170 chiar de kilometri îmi conferă autonomie. Bun. Asta am trecut aici, asta, deci aici am prezentat un pic lucrurile în ceea ce privește e-bike-ul. Hai să trecem mai departe la ce mai am prin remorcă. Hai să facem așa. Asta este o măsuță de camping. Nu o desfac acum. O vedeți în clipurile mele. Cei care țineți mult, hai să vedeți. În toate clipurile se vede pe acolo. Așa arată strânsă. Măsuța este... de la Quechua, da, și are o greutate de 2,5 kg, ceea ce e foarte important greutățile pe care le cărăm. Este un pic voluminoasă, dar este la limita acolo pentru a nu încurca foarte tare lucrurile. Și deci, îmi place să am măsuță după mine, pentru că nu-mi place să mănânc pe genunchi, îmi place să, atunci când stau la încărcare, scoatem măsuța, scoatem scaunelele, o să montez imediat și un scaunel ca să se vadă ce și ce scaunele folosesc imediat. Și deci, asta o găsiți la Decathlon și un link în descriere, o să găsiți link cu produsul ăsta de la ei. Da? Deci, nu fac reclamă la Decathlon, să nu se înțelege greșit, dar na, ce pot să spun? Am foarte multe de la ei pentru că sunt foarte, foarte bune. Ăsta este scaunelul de camping, cam atât este el ambalat. Are 1,1 kg. Și cam așa arată desfăcut. Așa arată scaunul desfăcut. Asta este varianta mică. Mai există un scaun aceeași idee, însă ăsta este L-ul și ăla este XL-ul, dacă nu mă înșel. Ia să mă uit că nu sunt. Da. Ăsta este L-ul. Ăsta este L-ul și mai este varianta XL. Însă varianta XL nu recomand pentru ăștia cu gabarit ca mine, pentru că am schimbat, vreo 3 ani rup până acum, se rup aici în zona asta.
În schimb, ăsta are 3 ani de zile de când îl folosesc și este impecabil scaunul. Am achiziționat în ultimul timp și talpa asta. Deci am achiziționat și talpa asta pentru e foarte, foarte utilă în momentul în care stai pe nisip, pe pământ, pe ceva moale, pentru că nu, se îngroapă piciorușele și cu drăcia asta de talpă nu mai e nicio problemă. Așadar, ăsta este scaunul de la Chișua. Foarte, foarte, foarte mega, mega util, mega confortabil. Nu am ce să comentez la adresa lui negativ. Să mergem mai departe. Mai departe mergem cu cortul de la 4Class, un NT900. Ideea este că cortul ăsta este, din punctul meu de vedere, este super. Sunt deja la al doilea sezon cu el, deci l-am luat în primăvara anului trecut. Trebuie să-i spăl un pic husa, că s-a cam murdărit. Bine, cortul l-am tot spălat, bine, nu la mașină, se spală. Eu l-am spălat în curte cu furtun, cu detergent, nu detergent de rufe. Dar interiorul cortul l-am spălat, că nu, trebuie spălat, dar am uitat să spăl și husa. În fine. Cortul ăsta este MT900 de la 4Class, achiziție tot de Decathlon și are o greutate de 1,9 kg, spune fabricantul. Deci îl puteți vedea în clipurile mele, nu. Sau puteți vedea, îl puteți căuta pe YouTube să vedeți review-uri la el, însă după 2 ani de folosință sunt foarte mulțumit, de fapt mai am încă unul, am două la fel. Corturi ca acesta. În cort saltele folosesc tot de la Decathlon un MT500 de la 4Class, de care sunt foarte mulțumit. Tot așa, sunt la al doilea sezon, am terminat cu al doilea sezon de când folosesc tipul ăsta de saltele și este foarte ok. Sac de dormit, ăsta e pentru vară. Se vede că s-a și cojit, tot așa, trecut două sezoane peste el. Asta este pentru 20 de grade, mi se pare. Trebuie să-mi iau și unul de iarnă. Și o să fac pe anii 4 să-mi iau și un sac de iarnă. Acum, poate că nu-mi prea îmi place faptul că sacii de dormit de iarnă sunt foarte voluminoși, dar trebuie unul. Și acum o să ajung la o altă piesă din living-ul meu de drumeție. Ăsta este un pat și o să-l montez imediat ca să vedeți cum arată și desfăcut. Cam așa arată patul desfăcut, întins. Cam așa arată sistemele lui de prindere, da? Și am câteva chestii atât pro cât și contra de spus despre pat. Și imediat revin cu ele. Problema cu patul este că nu prea a fost conceput el așa pentru finuți și eleganți ca mine. Da, se vede că săracul cam... Secretul la pat este să fie pus Secretul la pat este să fie pus pe drept. Altfel riști să faci un pic de stand-up ca medic, cum am făcut eu prin Grecia anul trecut sau în fine, ideea este că piciorușele dispar și ajungi jos. Patul este recomandat oricum pentru persoane până în 100 de kg. Eu am un picuț mai mult și se vede că el săracul scrâșnește din toți dinții sub mine. Și îl recomand pentru persoane până la 90 de kg. Acolo unde îl montezi să fie drept. Dacă nu este drept și un picioruș nu stă bine, ai ajuns jos. Toate piciorușele ies din sistemul ăsta de aici și ajungi cu patul jos. Cam asta e treaba cu patul.
unde îl poți folosi patul, îl poți folosi, este foarte mișto vara, iarna sub nicio formă nu recomand patul, pentru că din cauza faptului că aici jos este liber, este foarte răcoros. Am încercat să dormim odată iarna pe el și am avut un frig de ne-a luat toți sfinții. Și deci, nu iarna pe pat, vara este foarte ok, este foarte bun în camping pentru că poți să îl montezi și să te duci așa pe unde ai văzut prima umbră și să bagi un pui de somn fără să te umple toate furnicile și toate insectele. Și da, uneori îl iau la mine, dar la turele de vară, la turele unde merg și stau în camping, sau și la turele astea rapide, de uite cum am fost în urmă cu o săptămână, am fost până la mare, am avut două zile, puf, am dat o fugă la mare, am scos patul, ne-am basculat în el unde am apucat, am mai dormit 2-3 ore la încărcare, la nu știu ce. Deci este foarte bun, dar recomand nu în genul ăsta, pe AliExpress găsiți paturi cu structuri patușoare, pentru că n-are, are undeva un kilogram și ceva și ăsta. Dar găsiți paturi pe structuri din astea ușoare, camping cot, puteți să dați căutare pe AliExpress, spre exemplu, și undeva la 250 până în 300 de lei puteți găsi paturi cu structură mai bună. Chiar o să mai iau și eu unul, ăsta îmi rămâne pentru fiica mea și mai iau unul tot pe structură din asta ușoară pentru for me. Eu am dat pe el, l-am de vreo 3 ani, cred, patul ăsta, și am dat pe el, atunci am dat vreo 550 ceva de lei la momentul ăla. Mai departe, în prezentarea de azi, aici ultima achiziție din vara asta, este un duș. Pompa asta se montează aici, se umple cu apă. Haide, mă intră. Lasă că nu mai forțez intrarea ca să pot să ambalez la loc, să pot să-l bag la loc în pusa lui. Ăsta este un dușuleț pe care l-am luat așa pentru că tot mă plimbam eu pe Decathlon și am dat peste el. Mi-a plăcut mult ideea. Este un dușuleț care, pe care l-am folosit prima dată în tura cu fiica mea. Aici are și câteva chestii pentru reparație în cazul în care se înțeapă. L-am luat pentru prima dată în tura de... L-am luat înainte să plec în tura de... Am fost în vara asta, Croația, Italia și pe unde am mai fost eu cu fiica mea și la început cu gașca. Gașca care n-a putut să stea cât mi-am permis eu să stau. Am avut eu timp să stau, însă s-a dovedit a fi foarte util la drum. N-a fost o investiție, bine, se poate fără el, dar s-a dovedit a fi foarte util la drum pentru că, mai ales vara pe căldurile alea, transpir foarte tare și tuturor ne place să rămânem curați. Și lași în remorcă, se încălzește, ia prima margine a drumului, te-ai recorit. Sau, mi-a fost foarte util, este foarte ușor, nu știu, cred că are până în jumătate de kilogram. Are o capacitate de 10 litri, 2-3 litri ți ajungi să faci un duș ca lumea. Ideea este că a fost, spre exemplu, latura, l-am folosit pentru prima dată și se vede într-un clipuleț de-al meu, într-un vlog de-al meu, în tura asta pentru în tura în care a fost cu fiica mea, a fost foarte mișto, când nu mai puteam de cald și eram transpirat tot, să mă ascund după un boschet, să-mi iau un săpunel și să mă curăț din cap până în picioare. Îmi place să stau curat, asta e. Dar pe bicicletă cam greu cu statul curatului pentru că transpiri praf și toate cele. Și deci dușul a fost util, a fost util la tura pe care am făcut-o cu Răzvan în urmă cu puțin timp la mare. Două zile, seara am ajuns acolo, am pus cortul undeva pe malul mării, am plecat a doua zi cu trenul. A fost foarte mișto să poți să intri curat în cort pentru că
după 400 și ceva de kilometri de pedală prin căldură, nu, fiecare căpătăm anumite arome care nu sunt foarte mișto și, bineînțeles, am îndepărtat aromele alea cu ajutorul dușului, cu ajutorul unui săpunel. Și la fel, a doua zi, înainte să plecăm, ne-am curățat, am făcut un duș, am lăsat dușul, l-am umplut cu apă de la un izvor, l-am lăsat 2 ore în soare, s-a încălzit, ne-am făcut fiecare duș, nu ne-a înjurat nimeni în tren. Pentru că, na, după 2 zile de pedalat, nu e mișto să intri deloc, nu e mișto să intri în tren și să le muți nasul la oameni pe acolo. Am intrat curați. Hai să trecem la zona de bucătărie. Zona de bucătărie, o să caut link-uri, să vă las link-uri în descriere cu tot ce am eu pe aici, posibil. Am 2 tigăi, una mai mare, una mai micuță. Da, asta e mai micuță. Am farfurioare de inox, am 4 la mine. Aici am ulei de gătit, aici am sare. Da, ați observat că încerc să păstrez recipiente mici și să fie totul pe cât posibil compact. Aici am o cană în care pot să fierb apă să-mi fac, o cafea, un ceai. Aici am miere, pentru că folosesc miere, nu zahăr. Și am miere din Italia. Așa, trebuia să mă laud. Ce mai am pe aici? Mai am o bolicică în care pentru paste este foarte bună. Folosesc genul ăsta de aragaz, le găsiți pe AliExpress. Și asta este de la Dedeman cumpărată. E mult mai mișto asta, cilindric, așa, decât brutelia aia mai mare. Asta e mult mai... își găsește locul mult mai repede în remorcă. Mai folosesc tava asta de fontă, care este tot de la Dedeman. Și asta este, este foarte, foarte bună pentru grătar. Am băgat sub ea plita, sub ea aragazul și face treaba nemaipomenite de bine. Exact ca pe grătar. Toată șmecheria la ea este să o lași unsă, să o lăsați unsă cu grăsime, cu ceva, pentru că spălată cu detergent și degresată total, ruginește dacă stă foarte mult timp. Mai am lada frigorifică pe care o să o cam schimb, că săraca asta are cam, cred că are 10-15 ani de când e prin familia mea lada asta. Astea sunt bateriile pe care le folosesc, acumulatorii pe care îi îngheț. Sunt, cum spuneam, de la Decathlon și ăștia luați. Sunt 8, eu i-am făcut așa câte 2. Se încadrează perfect acolo pe fundul lăzii. Și asta o alimentez de la sistemul fotovoltaic pe care l-am pe bicicletă. Și cam asta e zona de bucătărie. Sper că n-am uitat nimic. Și hai să facem așa un scurt rezumat al lucrurilor. Câteva păreri așa de final de vlog. Ca și un rezumat scurt al lucrurilor și niște opinii așa de sfârșit de vlog. Ce mă interesează pe mine, dacă vrei să mergem împreună în ture, este range-ul, în special range-ul bicicletei tale. Nu mă interesează să ai tu toate scaunele și paturile și avioanele pe care le am eu. Astea, nu. Le-am luat așa, sunt conforme, să zicem, gusturilor și dorințelor mele și sunt doar ale mele. Cine vrea să împrumute, cu drag. O să aveți, cum spuneam, descrieri cu link-uri o să aveți link-uri în descriere de unde să vă achiziționați și toate cele. Și deci, ceea ce mă interesează în mod deosebit sunt 2 lucruri. Unul este range-ul bicicletei tale, da? Adică să te poată duce bicicleta măcar 150 de kilometri de la un punct la altul de încărcare. 2. Legat de range și legat de acumulatori sunt încărcătoarele. Eu am un sistem Bosch. Acum oamenii poate vin cu alte sisteme, nu știu, Bafang, kituri montate pe bicicletă. Nu e nimeni obligat să aibă Bosch sau nu. Fiecare are ceea ce își permite și ceea ce consideră că e mai bun pentru el și așa mai departe. Eu îmi spun doar părerile, doar opiniile și mi le spun în concordanță cu kilometrii pe care am acum și
Așadar, range-ul și timpul de încărcare. Atenție, ia-ți să ai acumulatorii și încărcătoare de așa manieră încât în maxim 3 ore să fie full totul de la zero. Dacă pierdem foarte, foarte mult timp la încărcare, vă dați seama că degeaba alergi cu 35 la drum, dacă stai 7 ore să încarci bateriile, e cam nasoală treaba. Și deci, range, măcar 150 de km, încărcătoare care să te asiguri că îți încarci bateriile în, cum ziceam, 3 ore maxim. Și un alt aspect este obligatoriu echipamentul de ploaie. Luați-vă echipament de ploaie, luați-vă husă de cască sau geacă cu glugă care să-ți acopere capul, pantaloni pentru ploaie care să nu te uzi, shoes cover-uri să nu te uzi la picioare. Problema cu apa este extraordinar de delicat. Vara, dacă te prinde ploaia, te prinde ploaia, iese soarele, te-ai uscat, n-ai nicio treabă, mergi mai departe. Însă acum vine toamna, suntem deja în ultimele două zile sau trei, nu știu cât suntem azi de vară calendaristic. Și vine toamna, ajungem să facem ture la 10 grade, la 5 grade, la 15 grade. Problema este că dacă te-a luat o ploaie, în timp ce te deplasezi, nu simți că te udă apa, e ok, ești încins, n-ai nicio problemă. Problema extrem de mare apare în momentul în care te-ai oprit și început să te răcești. Atunci începi să simți apa și problema e că dacă te-a luat frigul, dacă s-a instalat frigul, extraordinar de greu te încălzești și, bineînțeles, ajungi la medicamente și alte cele. Sigur ajungi la răceală. Deci puneți un accent deosebit pe echipamentul de ploaie. Bineînțeles, pe lângă echipamentul de ploaie, putem să mergem, plecăm la ture, putem să mergem noaptea. Nu poți să știi să mergi noaptea, să mergi la 3 grade, la 5 grade. Luați-vă haine, bineînțeles, nu plovore de lână care are 10 kg și mai te mai face și triplu. Nu, luați-vă haine sport, luați-vă haine care să izoleze termic foarte bine. Cred că aș putea să cam închei. Cam astea sunt lucrurile. Tot ceea ce am aici, am mai tot repetat eu și în cursul acestui vlog și în cursul altor vloguri, tot ce am aici am ca urmare a necesităților cu care m-am întâlnit la drum, tot ce folosesc ca urmare a necesităților pe care am întâlnit la drum, folosesc o ladă frigorifică pentru că vara, spre exemplu, nu pot să-mi păstrez, începe untul să curgă dacă îl țin la 30-35 de grade fără să... Da? Am lada frigorifică în spate, de câte ori opresc să încarc acumulatorii bicicletei, bag și la rece, de obicei opresc prin benzinării și bag la rece acumulatorii aceia ca să-i îngheț și o ajută extrem de mult și păstrez în permanență mâncarea proaspătă, la rece, nu chiar ca în frigider, dar se apropie de acolo, se fac undeva maxim 10 grade în ladă. Nu. Deci, cum spuneam, tot ce am aici am din necesitate, am pentru că mergând mi-am dat seama că mai vreau și aia și tot așa le-am strâns în timp. Sper să folosească vlogul, sper să fie de folos vlogul ăsta. L-am făcut în primul rând ca să nu mai dau atâtea explicații, pentru că am pe cineva care a venit la mine acasă să-i arăt aia și mă gândesc că e mai bine o prezentare scurtă de câteva minute cu link-uri, cu tot ce trebuie, știe omul ce să-și ia și cu asta basta. Și cam astea au fost lucrurile pe care sper să fie de folos și sper să ne întâlnim cât mai mulți la ture. Peace!